Bună, dragilor! Sunt Andra Mihaela și am revenit cu un nou filmuleț, un filmuleț scurt, dar pe care cred că toată lumea ar trebui să l-asculte, pentru că este o învățătură, o învățătură pe care doctorul Joseph Murphy ne oferă și am vrut să fac acest filmuleț pentru că sunt foarte mulți oameni care îmi spun, dar nu pot să-mi controlez emoțiile, dar nu pot să-mi controlez reacțiile, nu știu cum să-mi schimb gândurile dacă ele vin, nu știu cum să reacționez, nu știu cum să simt sentimentele acelea bune atunci când, de fapt, eu am numai sentimente negative. Așadar, vă invit să ascultați o prelegere în care Joseph Murphy ne spune că singurul responsabil pentru reacțiile, gândurile, sentimentele și emoțiile tale ești chiar tu. Să începem! Soțul și soția s-au certat de curând. Amândoi suferau de orgoliul inimii. O, oh, da, orgorile lor erau desumflate. Știți, soția plângeam, avea crize de nervi. Uh, acele crize în care plângea amarnic. Amândoi erau foarte furioși, se priveau unul pe celălalt, amândoi se acuzau, se învinovățeau unul pe altul aveau o fică de șase ani, iar aceasta, văzându-i că se ceartă, s-a uitat la amândoi și le-a spus, Amândoi meritați o bătaie zdravănă. Ambii părinți au râs, iar tensiunea a fost ruptă. Trebuiau să râdă de ei înșiși, deoarece erau prostuți. Întregul episod a fost ridicol și irațional. Se bucurau de sentimente rănite. Știți că această traumă psihică v-a furat vitalitatea, integritatea, frumusețea, energia și nu vă puteți permite sentimente rănite pentru că ele vă fură tot ceea ce meritați. Este cea mai rapidă cale din lume de a îmbătrâni, de a face riduri și de a te îmbolnăvi. Este un medicament foarte scump te jefuiește de tot ceea ce meriți, te jefuiește de vitalitate, entuziasm, energie, bun discernământ și judecată și te lasă o epavă mentală și fizică. Există unii oameni care obțin o pseudo-satisfacție morbidă din a juca rolul de martir. Îi spun că dacă mă iubești, ai face așa și dacă nu vei face așa, voi fi mort și voi dispărea, și îți va părea rău pentru modul în care m-ai tratat. Alții spun: Îmi provoci un atac de cord, oh, mă omori acum! Iar toate acestea nu sunt decât un fel de șantaj emoțional. Ei încearcă să te convingă să faci ceea ce vor ei să faci. Cu siguranță nu sunt interesați de bunăstarea ta. Ci sunt egoiști, sunt posesivi, spun să faci ceea ce vor ei să faci. Nici cel mai mic interes pentru fericirea ta, pentru pacea ta, pentru bucuria ta. Vrei ca toate rudele și asociații tăi să gândească la fel ca tine, să creadă la fel ca tine, să acționeze așa cum dorești tu să acționeze să voteze în același mod, să meargă la aceeași biserică? Ei bine, dacă da, ești imatur din punct de vedere emoțional, se numește infantilism, nu te-ai maturizat. Dă-le rudelor tale, bunicului tău, bunicii tale, tuturor, dă-le libertatea lor. Permitele să creadă ceea ce vor să creadă. Dacă vor să creadă într-un diavol, permitele să creadă în el. Permitele să aibă particularitățile, anomaliile, excentricitățile lor în moduri neconvenționale. Există o vorbă minunată și sunt patru cuvinte. Mind your own business. Asta înseamnă veziți de treaba ta. Ei au dreptul să facă ceea ce cred ei că este corect, iar tu ai dreptul să faci ceea ce crezi că este corect. Ești aici pentru a face bine, a gândi corect, a acționa corect și a fi corect. Ești aici pentru a fi un producător. Ești aici pentru a contribui lumii. Ce produci? Armonie, iubire, pace, bucurie, abundență, securitate. Nu ai timp pentru critică, condamnare sau autocompătimire, sau pentru a-i critica pe alții, pentru că ești preocupat cu propria ta muncă. Tu produci lucruri mărețe. Succesul, prosperitatea, pacea și fericirea ta nu depind de ceea ce cred alții, de ceea ce fac sau nu fac alții, de ceea ce spun sau nu spun, de ceea ce gândesc sau nu gândesc, de ceea ce. Cred sau nu cred, și așa mai departe. Singurul lucru care contează este ceea ce gândești în inima ta. Iar inima ta este subconștientul tău. Adică, așa cum gândești și simți, așa ești și tu. Ești responsabil pentru modul în care gândești. Rudele tale nu sunt Ești responsabil pentru reacțiile tale, pentru gândurile tale, pentru sentimentele tale, pentru emoțiile tale. Tu ești stăpânul. Tu ești regele. Sugestiile, declarațiile, acțiunile celorlalți nu au nicio putere de a te tulbura tu te deranjezi pe tine însuți și mișcarea propriului tău gând. Posibilitatea de a blestema sau a binecuvânta, dacă cineva te numește skongs, tu ce spui? Ei bine, ia stai puțin. Sunt eu un skongs? Miros ca unul? Sau poți să spui, soră, nu mă poți tulbura azi, pacea lui Dumnezeu să-ți umple sufletul și îți vezi de treabă. Vezi tu, refuză să-i dai acelei persoane puterea de a-ți da o durere de cap sau o migrenă sau de a te tulbura emoțional sau de a te face să fii irațional și să te faci de râs, ceea ce poate că este ceea ce vrea cealaltă persoană. Ești prea inteligent pentru asta. Gelozia este crudă ca mormântul. Cântarea cântărilor spune că sclipirile ei sunt fulgere de foc. Competiția geloasă face ravagii printre oameni. O persoană geloasă este copilăroasă și așa pare. Te uita vreodată la o persoană geloasă, bărbat sau femeie, în afaceri, în profesie sau în viața de familie? Un om gelos în afaceri se preocupă și se amestecă în afacerile celorlalți colegi. Se gândește la acțiunile celuilalt când vine acasă, la prețurile din vitrină, la modul în care își conduce afacerile și la toate astea. Nu pare să aibă timp pentru propria afacere. Nu se ocupă de propria afacere. Lucrează pentru celălalt coleg toată ziua. Nu este plătit pentru asta. Nu este asta o risipă de energie, vitalitate și entuziasm? Cu siguranță că da. Îi mulțumești cel mai bine pe ceilalți atunci când dai, când ai tot ce ai mai bun din talentul tău, din capacitatea ta, din timpul tău și din tot ce ai tu mai bun. Crezi că ești blocat de persoana pe care o invidiezi? Nu gândul tău te guvernează, credința ta te guvernează. Ești un sclav al celeilalte persoane. Dacă există o femeie geloasă pe o alta, se simte inferioară, este plină de teamă, are un complex de respingere. Ea pune cealaltă persoană pe un piedestal și spune că acea persoană este departe, sus, iar ea este acolo, jos. Ea se înjosește pe sine și cu siguranță atrage lipsa și limitarea și se sărăcește pe toate liniile. Este dezastruos. Cu ceva timp în urmă am primit o scrisoare de la o femeie din Arizona în care spunea că cum nata și soacra ei o dezaprobă, și i-au spus fără menajamente că o preferă pe fosta soție a actualului ei soț. Nu o invitau niciodată în casele lor, ci cereau întotdeauna soțului ei să le viziteze singur. Mai mult decât atât, deși ea a încercat din răsputeri să fie amabilă cu ele, acestea i-au criticat mesele, casa, îmbrăcămintea și discursul. Această femeie a spus că se simte inferioară și respinsă și m-a întrebat de ce fac asta ele. Ce este în neregulă cu mine? În replică, i-am arătat că suferise inutil și fără un, o garanție reală și că avea puterea de a refuza și de a respinge declarațiile otrăvitoare ale soacrei și cumnatei ei, grosolonia și lipsa de educație. I-am explicat în continuare că nu i-a așa creat soacra sau cumnata și că nu era responsabilă pentru atitudinile și complexele lor geloase și invidioase. I-am spus să nu le mai pună pe un piedestal și să nu mai fie preș în fața lor. Pentru ele, un preș este ceva pe care se calcă și ele se șterg pe el. Am adăugat că era foarte posibil ca farmecul, amabilitatea, bunătatea și caracterul ei minunat să le enerveze, și că probabil au o satisfacție sadică în a o deranja. I-am sugerat să rupă orice relație cu ele și să înceteze să se mai înjosească, făcându-le pe plac. I-am spus că are nevoie de o atitudine de respect și de stimă de sine. I-am dat următoarea rugăciune pe care să o folosească de trei ori pe zi, ca aceasta să se imprime, bineînțeles, în subconștientul ei. I-am spus așa, îmi predau complet rudele mele lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut și le susține. Radiez iubire, pace și bunăvoință față de ele. Le doresc toate binecuvântările vieții. Sunt un copil al infinitului. Infinitul mă iubește și se îngrijește de mine. El m-a creat și mă susține. Când un gând negativ de furie, frică, autocritică, autocondamnare sau resentimente intră în mintea mea, îl suplinesc imediat cu gândul infinitului. În mijlocul meu știu că am o stăpânire totală asupra gândurilor și emoțiilor mele. Eu sunt șeful. Eu sunt regele asupra conceptului meu. Pământesc. Sunt un canal al Divinității. Și îmi redirecționez toate sentimentele și emoțiile pe linii constructive, armonioase. Refuz să dau putere celor din familia mea să mă deranjeze pe mine sau pe orice bărbat, femeie sau copil. Numai ideile lui Dumnezeu intră în mintea mea, aducându-mi armonie, sănătate și pace. Ori de câte ori voi fi predispusă să mă înjosesc, voi afirma cu îndrăzneală că îl înalți pe Dumnezeu în mijlocul meu. Sunt una cu infinitul și infinitul este o majoritate. Dacă Dumnezeu este pentru mine, cine poate fi împotriva mea? A urmat rugăciunea de mai sus și a îndeplinit celelalte instrucțiuni. Așadar, poți face și tu același lucru? Ea mi-a spus atunci: Vă mulțumesc pentru rugăciunea dată. I-am sunat pe socrii mei și le-am spus să nu ne viziteze în niciun moment, cu excepția cazului în care eu și soțul meu vom lansa o invitație specială. Le-am spus de asemenea că le doresc sincer să le fie bine. Am vorbit serios. Văd acum unde am greșit și cum, de fapt, mă handicapam pe mine însă, crezând că le eram inferioară. Rugăciunea a făcut minuni pentru mine și soțul meu mi-a spus zilele trecute: Iubito, radiezi! Ce s-a întâmplat cu tine? I-am spus. Amândoi suntem recunoscători. Așa se face. Așa se vindecă sentimentele rănite, pentru că te-ai rănit singur. Nimeni nu are puterea de a te răni. Tu te-ai rănit singur. Este mișcarea propriului tău gând. Gândul tău este regele. Gândul tău este creativ. Este creativ gândul celeilalte persoane? Sau gândul tău este creativ? Te guvernează credința ta despre tine și Dumnezeu? Sau te guvernează credința celeilalte persoane? Vei fi hipnotizat, spălat pe creier, manipulat de soacra sau de socrul tău? Tu nu ai o minte proprie? Nu cumva ei propriile decizii? Nu există o inteligență infinită în tine? Un ghid? Un sfătuitor? Nu există ceva în tine care să te susțină și să te întărească? Cu siguranță că nu primești instrucțiuni de la socrii tăi, sau de la cumnata ta sau de la prietenii tăi și așa mai departe. Cu ceva timp în urmă am avut o consultație cu un vânzător. Mi-a spus că era timid, că avea resentimente, că privea lumea ca fiind dură și crudă. De fapt, încerca să scape din a-și lua stăpânirea de drept asupra vieții, spunea el. Soția lui, asociații șefului său nu-l apreciau. Toți îl criticau. Era plin de sentimente negative. Copiii lui îl priveau cu dispreț. Cauza tuturor acestor lucruri era că acest tânăr avea un sentiment interior de nesiguranță și de inadecvare. Era deprimat față de el însuși. Îi spunea, cum pot să câștig aprecierea celorlalți? I-am dat un citat biblic. Iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Adevăratul sens al acestui text este că aproapele tău este tu însuți. Adevăratul sine al tău este inteligența infinită din tine. Vorbește-i tu căci el aude, iar spiritul și spiritul se pot întâlni mai aproape de a se, pentru a se vedea decât respirând lângă mâinile și picioarele altuia în fiecare zi. Un alt sens al textului este iubește-ți vecinii așa cum te iubești pe tine însuți. Îi explic acestui tânăr adevărul despre sine și despre iubirea exterioară și cum să se aprecieze mai mult în felul următor. Dacă un om se demitizează, se disprețuiește și se depreciază pe sine însuși, nu poate trăi și nu poate da stimă bunăvoință și respect celorlalți. Pentru că este o lege cosmică, că omul își proiectează în permanență gândurile, sentimentele și credințele asupra celorlalți, iar ceea ce trimite se întoarce la el. Dacă ești rău și crud cu tine însuți, ceilalți vor fi răi și crus cu tine sinele din tine este Dumnezeu, întrucât sinele tău superior este o inteligență supremă, cu siguranță ar trebui să o exalți și să o onorezi. Asta înseamnă iubire. Acesta este aproapele tău. Iar iubirea înseamnă să fii loial și credincios. Oferă recunoaștere, venerație inteligenței supreme din tine, nu oricărui lucru creat. Apoi, iubirea ta pentru Dumnezeu, care este vecinul tău, este cel mai apropiat lucru. Cum ai putea să-l iubești pe vecinul de alături dacă nu te iubi mai întâi pe tine însuți? Omul este fiul infinitului și toate calitățile și puterile infinitului sunt în el omul trebuie să iubească și să onoreze prezența care locuiește în el. Așadar, iubirea de sine înseamnă să onorezi, să recunoști, să exaltezi, să respecti și să acorzi loialitate spiritului viu din tine, suprem și omnipotent. Inteligența supremă te-a făcut, te-a creat, te animă și te susține. Este principiul vieții din tine. Acest lucru nu are nimic de a face cu egoismul, cu mărirea de sine, ci din potrivă este o venerație sănătoasă pentru Divinitatea care îți modelează scopurile. Biblia spune că trupul tău este un templu al Infinitului, că ești aici pentru a glorifica Infinitul. Când cinstești, respecti și iubești sinele din tine, stima și onora și pe ceilalți. Vânzătorul, ascultând, mi-a spus, n-am mai auzit niciodată ca acest text din Biblie să fie explicat în acest fel. Acum pot vedea clar ce am făcut. Am fost deprimat față de mine însumi și am fost plin de prejudecăți, reavoință și amărăciune. Ceea ce am transmis a reverberat înapoi la mine. Am dobândit o adevărată perspectivă asupra mea. Acest vânzător a exersat afirmarea următoarelor adevăruri cu o sinceritate profundă de mai multe ori pe zi, știind că acestea se vor afunda din conștiința sa în subconștientul său și asemenea semințelor care răsar după felul lor, știu că nu pot da decât ceea ce am. Din acest moment voi avea un respect sănătos, reverențios și profund pentru sinele meu real, care este infinitul. Eu sunt o expresie a infinitului. Infinitul a avut nevoie de mine acolo unde mă aflu, altfel nu aș fi fost aici. Din acest moment onorez, respect și salut Divinitatea din toți asociații mei și din toți oamenii de pretutindeni. Am o stimă venerabilă față de sinele fiecarei persoane. Sunt una cu Infinitul. Am un succes extraordinar și îmi doresc pentru toți oamenii ceea ce îmi doresc pentru mine însumi, iar eu sunt în pace. Acest lucru i-a transformat viața. Nu mai este timid sau resentimentar. A avansat cu pași repezi. La fel și tu poți să înveți să te iubești pe tine însuți, iar apoi vei învăța să iubești și să-i respecti pe ceilalți. Ceea ce trebuie omule este ca atunci când te uiți la tine și tu să devii Dumnezeu, dacă îl vezi pe Dumnezeu țărână, devii țărână, iubește sinele din tine, care este acel Eu sunt din tine, faptul că spui Eu sunt dimineața, la prânz și seara. Când spui Eu Sunt, anunți prezența Dumnezeului viu în tine și asta înseamnă să fii conștient de viață, să fii conștiință necondiționată. Dragilor, aceasta a fost minunata învățătură a lui Joseph Murphy și vă îndemn să o ascultați de mai multe ori pentru că Aici doctorul Joseph Murphy vorbește despre ceea ce spunea Neville nimeni de schimbat în afară de sine, vorbește despre oamenii care ne oglindesc, despre acel fenomen de care toată lumea vorbește, everyone is you pushed out, și practic vedem că noi suntem singurii responsabili de modul în care percepem lucrurile, de gândurile pe care le avem, de emoțiile pe care le îmbrățișăm și cumva prin faptul că nu te mai interesează ceea ce zic ceilalți, nu te mai interesează de modul în care acționează ceilalți, tu privindu-i fără judecată, privindu-i cu dragoste, cu armonie, cu pace, cu binecuvântări, asta de fapt înseamnă nimeni de schimbat în afară de sine, pentru că atunci când tu vrei să vezi schimbarea în celălalt, trebuie să schimbi mai întâi ceea ce este în interiorul tău, la nivel de percepție, de gânduri, de, chiar și de credințe limitative pe care le ai în diferite domenii legate de anumite tipuri de oameni și așa mai departe, mi se pare una dintre cele mai importante lecții și unul dintre cele mai importante filmulețe, așadar vă îndemn să-l ascultați, să-l reascultați, să-l înțelegeți, să vă luați notițe, să îl dați mai departe oamenilor, căci acest mesaj este extrem de important și cred că a rezumat foarte bine în această lecție și aștept comentariile dumneavoastră, aștept părerile dumneavoastră. V-am spus, de multe ori nu reușesc să uh, dau și un feedback, dar eu le citesc pe toate negreșit. Mi-este greu întotdeauna să răspund la timp, uh, dar uh, să știți că le citesc de fiecare dată și mă bucur de mesajele dumneavoastră chiar și atunci când sunt critice, pentru că învăț din ele de fiecare dată. Și până data viitoare, dragilor, să avem cu toții pace în suflet. Numai bine!